Simt că are rost să-ți zic următoarele. 11 ianuarie. 11 ianuarie 1787. Astronomul William Herschel descoperă 2 sateliți ai planetei Uranus. Cum a făcut asta? Nu s-a uitat pe cer. S-a uitat la Netisandu. Netisandu a zis, 2 ți se vor învârti ca sateliții în jurul Uranusului. Dacă tot vorbim de lucruri din afara acestei planete, probabil știți deja filmulețul cu Snoop Dogg care ascultă Florin Salam. Ca răspuns la acest clip, mai mulți rockeri au spus, noi ascultam manele dinainte să fie cool. Donald Trump n-a putut să vadă filmulețul cu Snoop Dogg, pentru că nu mai are nici Facebook, nici Twitter, nici Instagram, nici nimic. Donald, în continuare putem comunica sincer și onest pe Mirc. A apărut calendarul pe 2021 cu cele mai frumoase românce, șoferițe de tir. Această inițiativă este foarte frumoasă pentru că luptă cu un stereotip foarte des întâlnit în România. Acela că femeile nu țin cont de lună când vor să se pozeze cu o mașină mare. O femeie de 72 de ani din Vaslui a scăpat de violatorul ei după ce l-a invitat la un pahar de vișinată. Vișinata nu a supraviețuit. Am vaga impresie că în unele zone din țară, în casele femeilor bătrâne, trebuie să instalăm un buton de panică și un dozator de vișinată. Doamna Andreea Tonciu a avut niște mărturisiri senzaționale săptămâna trecută la Măruță. Aceasta a declarat că Gianni Chiriță este foarte plictisitor în pat. Doamna Andreea Tonciu, nu este frumos ce ați făcut. Nu trebuie să spuneți la TV faptul că nu sunteți la aceeași pagină din cartea de colorat cu Gianni Chiriță. Într-o bună zi veți ajunge amândoi la același capitol. De asemenea, doamna Andreea Tonciu a mai spus că alți bărbați din showbizul românesc au încercat să o abordeze. Bănel Nicoliță, Ianis Zicu, Ilie Năstase. De unul dintre ei sunt ferm convins că a scăpat cu o vișinată. Andreea, clipește dacă ți-am ridicat-o la fileu. Apropo de Ilie Năstase, au apărut știri cum că și-ar fi bătut soția. S-ar putea să nu fie adevărat. Ilie Năstase este o fire romantică. Poate a pus o piesă din Ștefan Bănică Junior dorind să danseze cu soția lui și știți cum e muzica asta cu bătaie. Numai vești proaste din marile cupluri ale showbizului mondial. Kim Kardashian vrea să divorțeze de Kanye. Probabil ați văzut deja ce au făcut mii de americani la Capitoliu după ce au aflat această știre. Ana Lesco a împlinit săptămâna trecută 42 de ani și a sărbătorit în emisiunea lui Cătălin Măruță. Aceasta a declarat că la 42 de ani se simte precum un fruct copt. Wow! 42 de ani ca să te coci. Și hai să fim sinceri, nu e treabă bio, nu e treabă eco, e și cu un pic de plastic. Asta spune foarte multe lucruri despre agricultura românească. Te coci în 42 de ani și te ofilești în culise. Oricum, a fost foarte frumos la aniversarea Anei Lesco. A venit și un magician să facă trucuri. Știți cum e când împlinești 42 de ani și toți clovnii sunt ocupați cu petrecerile corporatiste. Vedeta Carmen de la Sălcioa a declarat că vaccinul anti-covid e un chip care ne robotizează. Nu știi cine e Carmen de la Sălcioa? E fata asta care se machiază de parcă e simulată pe un calculator din 98. Și în 10 ani, sigur o să fie toată plastifiată. Dar nu robotizată. Mihai Treistariu a spus că a pierdut 70.000 de euro în pandemie pentru că nu a mai putut să-și țină concertul. Da, dar a făcut bani din OnlyFans. Și toată lumea vrea să vadă care e sursa acelei voci subțiri. Dorian Popa și-a schimbat numele din buletin. Se va numi Dorian Hâț Popa. La cât de plastifiat e showbizul românesc, în câțiva ani o să întreb un copil și pe tati cum îl cheamă? Hâț. Și pe mami? Scârț. Daniela Crudu a înfierbântat online românesc după ce s-a pozat într-o rochie de plasă. Eu când am văzut fotografia, am crezut că iar s-au prins peturi în plasele pescarilor. Oana Zăvoranu continuă războiul cu influencerițele. Aceasta a postat pe Instagram cât cere Alina Ceușan pentru o postare. 1500 de euro. Am o idee. Vreți să facem o chetă, să strângem 1500 de euro și să postăm pe profilul Alinei Ceușan? Oana Zăvoranu are dreptate. Putem? Putem? Ai, mami. Cătălin, mai are rost să zic ceva?